Ia, merge? Irina? Da. Conectează video. Da, doamne, de când nu m-am folosit de Skype? Exact. Eu sper să ajungem să folosim și Mirc într-o zi. Stai, Irina, stai că să corectez poziția pe ecran. Alright, așa? Așa? Ia, vorbești, să vedem, te auzim, te vedem? Da. Da, eu te aud. Da, ok, perfect. Irina, hai să ne Da. spui ce este în stânga Nistrului pentru noi, curios de aflat în această săptămână. Ce ar trebui să știe lumea? Da, din păcate, eu o să încep cu o noutate foarte tristă, da, foarte tristă. Este că în această săptămână a fost înmormântat veteranul de război, Valeriu Mițu. Pentru Republica Moldova este o pierdere enormă, colosală, pentru că Valeriu Mițu era unul din puținii, putem să-i numărăm pe degete, din cei care au rămas în stânga Nistrului, pentru că el este originar din Corjova. Ultima localitate, cumva, este la limită dintre această linie administrativă. O localitate care este înconjurată de posturile Tiraspolului, posturile misiunii de pacificare. Deci a fost o persoană cheie care a ajutat de-a lungul timpului autoritățile, jurnaliștii, să ajungă în regiune, să spună ce se întâmplă. A fost primar în două mandate și în timpul mandatului său au încercat să ia cumva Corjova definitiv sub administrația separatistă, lucru care nu s-a întâmplat. În prezent, localitatea este cumva cu dublă putere, dar totuși acolo este primăria Republicii Moldova, sunt școlile Republicii Moldova și totul datorită dumnealui în mare parte. Deci acest lucru s-a întâmplat din cauza că el avea o inimă foarte slabă după ce a fost arestat în 2011 și a avut un infarct. După asta, el a fost operat și trăia cu greu, cu medicamente, dar era în viață și încă lupta. În luna mai, el a fost din nou oprit la postul lui ilegal Lunga și i s-a interzis intrarea în regiune. În regiune se presupunea că este și Corjova, unde este casa lui. El foarte mult s-a stresat, din nou a început probleme foarte mari de sănătate și el în septembrie a stat 10 zile la spitalul, la Institutul Cardiologic și el a revenit de la spital și la câteva zile după aceasta s-a întâmplat tragedia și... Da, amintește-mi dacă noi l-am remarcat în cazul cu atunci când Dodon era în Deci, campanie da. electorală, nu? Da, el a fost cel care a protestat împotriva venirii în regiunea fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Deci el la direct putea să-și expună toate nemulțumirile, fie el președinte, fie el reprezentant al regimului separatist. Deci o putere de care nu știu dacă mai este cineva capabil să dea dovadă. Și Da, eu îmi dau seama acest... că acum, punând toate astea pe tavă, tu ai un om care în cel mai direct mod, în cel mai personal mod, a suferit după un regim corupt. Nu Exact. vreau acum să fac legăturile, să-l întrebăm pe domnul, sau proprietarii de la Șerif, dacă ar fi gata ei să acopere cheltuieli, dar poate e cazul Republica Moldova să se gândească la cei puțini încă rămași. Pentru că n-ai cum să nu... Să Exact. nu menționez faptul că oamenii ăștia au suferit, fie că e în urma unui conflict armat, fie că unul anul trecut a fost ținut pe ascuns, nu știu cum, și cineva trebuie să caute pârghii să afle, fie cazul cu domnul care s-a înnecat în lac. Corect. Corect. El, Poate Chișinău ar nu știu putea dacă lua o să atitudine în răspund. asemenea caz. O leacă mai Dar pronunțat. nu am înțeles, nu te-am Poate auzit, că ne-am... Chișinău ar putea lua o atitudine în asemenea caz, o leacă mai pronunțat, o leacă mai clar, în sensul care spune, uite, hai să asigurăm o leacă de suport economic la capitolul îngrijiri sanitară pentru oamenii care trec prin suferință, fie că e vorba de sănătate mentală, terminând cu îngrijiri medicale. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă. Cert este că după ce dumnealui a fost declarat persoană indezirabilă, președintele Parlamentului actual, Igor Grosu, i-a înmânat o diplomă de onoare pentru mai multe merite. Cumva a încercat să-l ia în seamă până la urmă, dar asta nu l-a ajutat pentru că starea lui de sănătate doar s-a agravat.
Și tot în această săptămână, nu știu, s-a întâmplat așa că a avut loc o întâlnire dintre președintele așa zisei Republicii Moldovenești Nistrene cu Ann Linde, care este ministra de externe a Suediei și președintele organizației OSCE. Este cumva prin rotație, dar în prezent această președinție aparține Suediei. Și această doamnă a dat mâna cu Krasnoselski într-un mod foarte prietenos și cel mai grav este că drapelul organizației date OSCE responsabilă de securitate în Europa a fost afișat alături de cel al Republicii Nerecunoscute. Este greu să înțeleg cum ar fi reacționat domnul Mițu, care a luptat pentru independența acestei țări și o astfel de organizație o sfidează în acest mod. Ai putea să deschizi pe scurt parantezele, de ce este ciudat? Noi nu prima dată auzim OSCE-ul, nu este un actor străin de conflictul de Dnistru. Aceste întâlniri sunt binevenite, noi suntem doar pentru dialog. Dar de ce este greșit că și-au dat mâna și s-au întâlnit cu... La fel cum în această săptămână a fost și un reprezentant al Statelor Unite ale Americii în regiune, dar nu a avut loc astfel întâlnirea cu afișare de drapel în comun. Nu a avut loc întâlnirea cu poze comune, cu dare de mână. Nu a, foarte rar așa ceva se întâmplă. Practic nu se întâmplă deloc când două drapele, când drapelul regiunii secesioniste este afișat în comun cu un drapel recunoscut. Da. Deci aceasta este problema, nu doar faptul că zâmbesc atât de prietenos unul la altuia. Și este mai grav pentru că această întâlnire a avut loc la o zi distanță, după care un alt veteran al războiului de pe Nistru, Dorel Roșca, a fost reținut și el în drum ce pleca spre înmormântarea domnului Mițu, împreună cu fostul deputat Kiril Moțpan și un alt deputat Covrig, mi se pare că este familia. Ei au fost reținut și domnului Roșca i s-a înaintat acuzări că el în timpul campaniei electorale a înmânat pliante oamenilor din stânga Nistrului și altfel el este un extremist. Așa i s-au înaintat învinuirile. Și după 5 ore de interogări cu MGB-ul transnistrean, Dorel Roșca a fost eliberat, s-a implicat și biroul pentru politici de reintegrare, dar cum, la o zi distanță, după ce se întâmplă aceste ilegalități, este această afișare în comun de drapele. Este foarte trist și mai ales că s-au întâmplat atâtea în săptămâna aceasta lucruri foarte triste și de care ar trebui să cunoască ambasada Suediei și OSCE-ul. Noi obișnuim să avem și câte o știre de bine, dar din stânga Nistrului, deocamdată, Irina încă nu are mare noroc să ne aducă multe bucurii. Da, eu foarte rar pot să mai prind ceva, deși se mai întâmplă lucruri. O veste bună este care nu vine chiar din stânga Nistrului, este că avem o campioană mondială la lupte libere, Irina Rângaci, și vreau să remarc faptul că Republica Moldova este foarte puternică în lupte libere, este foarte apreciată și are foarte multe succese la acest capitol. Însă avem foarte mult de lucru la capitolul condiții pentru acești sportivi care în viitor devin campioni, după cum vedem. Și aș vrea să vorbim despre un caz care se întâmplă în stânga Nistrului, în localitățile controlate de Chișinău. Cum sunt crescuți acești viitori campioni care au parte de o instruire la nivelul cel mai înalt. Sunt instruiți de un alt campion mondial, Iurie Coica. Însă acesta nu are o încăpere. Deci noi acum vedem imagine. Asta e sala de antrenamente, afară, da? Afară, asta după ce ei se antrenau într-un subsol, care după fiecare ploaie era inundat. Era inundat și acolo s-a format mucegai, în urma cărora au început să se îmbolnăvească copiii. Și părinții deja nu le mai permiteau să meargă la aceste antrenamente pentru că ei se îmbolnăveau. Asta se întâmplă în Doroțcaia? Antrenamentele se întâmplă în Doroțcaia, da? Antrenamentele în aer liber se întâmplă în Doroțcaia, subsolul care era inundat la fiecare ploaie era la Coșnița. Cumva sunt antrenați 40 de copii,
din Coșnița, Pohrebea și Doroțcaia. Eu am un prieten la Montreal din Doroțcaia. Eu cred că dacă vede asta mai multă lume, s-ar putea găsi o soluție prin efort comun, printr-o reacție exact. A mai multor moldoveni. Eu am întrebat primarii din localitate, ei îmi spun că ei vor să ajute, dar nu au încăpere. Fapt ce nu pot să-l cred, 3 localități nu pot găsi o încăpere pentru acești copii. Cert este că primarul din Coșnița le-a promis saltiele noi de 50.000 de lei. Și cam atât la moment. Am înțeles că au fost sunete după reportajul nostru, dar tot la nivel de promisiuni. Dar aș vrea ca acești copii să aibă parte de o astfel de, nu știu, de condiții mai bune, de antrenament, pentru că ei sunt viitorii noștri campioni și este și ei au deja rezultate. Câțiva copii au fost admiși la Liceul Republican Sportiv, la lupte libere, deci ei vor, ei văd rezultate și ar trebui și din partea statului să fie un răspuns. Mai mult ca atât că doamna Gavriță cunoaște acest fapt, pentru că ea a fost în campanie electorală la domnul Coica și ea cunoaște în ce condiții se antrenează copiii. Sper că în acest program mega încărcat să se găsească timp și pentru acești viitori campioni. Sper și noi de comun, poate în curba noastră de fericire și reacție atunci când vedem un gol frumos marcat de Șerif Tiraspol, să ne gândim, băi, dar noi ne întristăm în egală măsură când vedem copiii antrenându-se afară în fața unui campion antrenorilor la lupte greco-romani. Cel mai important este că acest antrenor este din stânga Nistrului. El a reprezentat Republica Moldova cu drapelul Republicii Moldova sub un risc enorm în anii, cu 20 de ani în urmă, 30, să mergi cu drapelul Republica Moldova, cu echipamentul Moldova pe spate, tu să câștigi campionate mondiale și la urmă să antrenezi copiii în așa condiții. Yep. Irina, noi continuăm colaborarea cu tine, sperând că totuși o să avem și știri de bine din stânga Nistrului. Sperăm, tu ai spus că au fost câteva reacții deocamdată la nivel de promisiuni. Exact, poate să poți să ne ții la curent, da. Dacă unele din acele promisiuni au devenit realitate. Neapărat. Mulțumesc tare mult, Irina Tabaranu, de la Zona de Securitate. Urmăriți mai multe noutăți din stânga Nistrului pe zona de securitate.md. Irina, ne auzim săptămâna viitoare. Pa, pa, ceau!